Bună seara, domnilor și domnilor, bine ați revenit la o ediție specială a punctului culminant. România TV are primele rezultate din ancheta judiciară. Cum au ajuns procurorii la o nouă victimă a monstrului din Caracal? Este cea de-a treia care apare, domnilor și domnilor. Câte Dumnezeu mai urmează, nici Dumnezeu nu cred că ne poate spune. Avem imagini cutremurătoare din laptopul criminalului și acuzația care declanșează revoluția în parchete. Unchiul Alexandrei pornește cruciada în instituțiile statului. Este scandal între procurori după cazul Caracal, iar clanurile mafiote din jurul criminalului. Aflăm împreună în această seară ce știu demnitarii și până unde se extinde rețeaua de complice a criminalului, înregistrările care îi trădează pe aceștia, domnilor și domnilor. Mama lui Izei a stat astăzi față în față cu procurorii. Ce s-a întâmplat în birourile de ICOT veți afla imediat, în direct. Iar martorul chemat de urgență la audieri rupe tăcerea. Ce a vorbit cu procurorii antimafia veți afla în această seară. Dați-mi voie să vă prezint invitații, să le mulțumesc că sunt alături de mine în această seară și să trecem la treabă că multă avem în platou alături de mine. Cunoscută avocată Cosmina Cerva, salut, bună doamnă, mulțumesc că sunteți alături de mine în această seară. Senatorul Partidului Social Democrat, Robert Kazanciuc, fost ministru al Justiției și fost procuror la bază. Bună seara, domnule Kazanciuc. Deputatul PNL, Pavel Popescu, bună seara și dumneavoastră, domnule deputat, mulțumesc că sunteți alături de noi. Și în direct de la Caracal, unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpănașu, bună seara, Alex. Bună seara, Victor, bună seara invitațiilor tăi. De la Madrid, de asemenea, se alătură discuției noastre Nils Necăr, căruia îi mulțumesc pentru că e alături de noi. Mulțumesc, Nils, bună seara și ție și de întoarcem la Caracal. Alex, vizita de astăzi de la Caracal. Da, Victor. E strict de familie sau are legătură cu cazul? Deși da. Mi-e greu să cred că se poate despărți una de alta. Exact. Este în primul rând una de familie, pentru că efectiv am simțit nevoia să vin până aici pentru că era foarte important să vorbesc cu părinții și să văd ce se întâmplă și în ce stare sunt, dar aveam și nevoie să mă consult cu ei cu privire la ceea ce urmează să facem, pentru că astăzi la parchetul general am primit niște răspunsuri care față de care trebuia să luăm niște decizii împreună ca familie și de aceea am și venit și am stat 2 ore cu ei. Cred că, din punctul meu de vedere, lucrurile nu vor fi lămurite curând, dar bătălia abia acum începe, Victor. La ce se referă, mă rog, dacă nu e confidențial, lucrurile care spui tu că pe bază sau pe marginea cărora trebuia să te consulți cu familia? Dacă vă continuați bătălia, dacă mergeți înainte cu demersurile? Nu, era vorba, zicea, bătălia nici nu ca pe dubiu că o să o duce mai departe și în ceea ce mă privește, ei mă cunosc așa, destul de căpos. Dar nu, aveam nevoie să mă consult cu părinții cu privire la această expertiză sau contraexpertiză, pentru că astăzi am aflat că trebuie să așteptăm până la 30 de zile pentru a putea avea raportul de la IML și abia după aceea să cerem de ICOT o ordonanță pentru ca în baza ordonanței să putem să facem contraexpertiza. Și era firesc să mă consult cu părinții, să vedem ce e de făcut, dar nu la telefon. Asta nu se fac la telefon, pentru că eu nu sunt un avocat sau un simplu avocat al lor. Sunt totuși parte din familie și mi s-a părut normal să și discutăm, să vedem în ce stare psihică sunt, cum rezistă la toată presiunea și să și luăm o decizie cu privire la acest lucru. Pot să spun, Victor, că oamenii... Da, scuză-mă. Nu, te rog, continuă-ți ideea că... Revin eu după aia cu întrebarea. Ok. Și pot să-ți spun doar atât. Niciunul din părinți, nici eu, nu considerăm că Alexandra este moartă. Motiv pentru care cred că este un lucru important. Această familie, până când nu va apărea fata lor, cadavru, dacă vrei, iartă-mă de expresie, nu vor crede că este decedat, așa cum nici eu nu cred. Știu că poate pentru niște oameni din studio sau din altă parte poate să sune ciudat sau care nu sunt implicați, dar noi, dacă așa simțim și e o chestiune nu rațională, ci emoțională,
Nu credem și atunci pur și simplu nu se pune problema ca să existe un deces în această familie. Nu se acest lucru nu există. Pe cale de consecință... Și vom face această contraexpertiză... Pe cale de consecință până la derularea contraexpertizei, dacă ea se va derula, înțeleg că nu se pune problema de mormântare. Că da. Dacă voi nu credeți în povestea morții fetiței, nu o să mormântați, Doamne, apărăși păzește, pe cineva pe care nu credeți. Nu. Să știți că sunt mai multe persoane care cred ceea păi, ce spuneți dumneavoastră. Ce să mormântăm? Păi nu știu, asta întreb și eu, că în definitiv, mă rog, știu că sună sinistru, dar nu, e ca, adică e ca în cazul Cioacă, în care unul s-a dus la pușcărie, dar n-am găsit cadavru. Da, da, eu pune-te în locul familiei că e această întârziere de, și nu vreau să intru peste voi ca și mesaj, dar pune-te în locul familiei și replica firească pe care mi-au dat-o mie. Și ce să mormântăm? Ce anume? Niște dinți? Ai cui sunt dinții aia? Am certitudinea eu, părinte, că a fost arsă de dincă? Am certitudinea că acest psihopat parte dintr-un clan mafiot spune adevărul? Am adică ce certitudini poate să aibă o familie ca să creadă că copilul lor este mort? Adică, în momentul de față, iartă-mă, știu că poate pare ilogic, dar atât timp cât ei simt, cât timp ei simt că trăiește și cât timp noi simțim că trăiește, nu va exista nicio mormântare. Alex, eu ți-am mai pus o dată întrebarea și insist. Astăzi spuneai că trebuie să faceți o cerere la DICOT prin care să se aprobe o ordonanță conform da. Căreia să se efectueze o contraexpertiză. Și întrebarea mea este, tu ai abilitatea legală de a reprezenta familia în relația cu DICOT? Adică nu știu, nu că vreau să te dau la o parte pe tine, dar nu e nevoie de un avocat în povestea asta? Strict, din punct de vedere al procedurii penale, mă refer. Nu este nevoie, să știi, nu este nevoie, pentru că solicitarea poate să o facă direct familia, să știi și tu. Da. Avocatul este întotdeauna un intermediar. Dacă evident. Va fi nevoie de un avocat, vom lua un avocat. Și o va face familia direct sau o va face prin intermediul tău? Pentru că tu îmi spuneai că ai o împuternicire notarială de reprezentare a familiei. Nu, va face, da, am, dar am ca așa am și făcut rost de înregistrări de la 112. Da. Dar mă întreb niște lucruri la care nu știu să-ți răspund acum. Dacă va fi nevoie, nu e greu să faci un drum până aici sau să vină părinții până la București și să facă această solicitare către DICOT. Asta este ultima noastră grijă. Problema este să se afle dracule adevărul. Iartă-mă de expresie, Victor. Înțelegi? Sunt de acord cu adică tine. Să stau acum să mă gândesc cum vom face solicitarea dacă... Asta e cea mai mică grijă a noastră. Diavolul... Problema e să se afle cine sunt complicii, Alex... cine sunt cei care îl țin în brațe. Diavolul se ascunde cel mai bine printre proceduri. Da. Și tu știi la fel de bine ca și mine la ce mă refer. Da, știu, dar eu tocmai ți-am răspuns că dacă va fi nevoie, da, va fi și un avocat, vom respecta toate procedurile, da. Ce vreau să te întreb? Tu astăzi ai fost la parchet. Dar general. În acest moment nu avem despre ce să vorbim 30 de zile. De acord cu tine. E, dar până trec cele 30 de zile, a trecut ziua de astăzi, în care tu ai făcut un demers haiducesc, dacă așa mă întreb pe mine, te-ai dus la parchetul general, ai depus o solicitare, nici nu știu, e plângere penală propriu-zisă, e solicitare, de, nu știu, nu reușesc să o încadrez în procedură, contează mai puțin, prin care ai cerut pe de o parte anchetă în toate procuraturile cu privire la disparițiile fără găsirea victimelor și pe de altă parte audierea tuturor parlamentarilor de OLT în legătură cu presupusele influențe ale clanurilor interlope asupra lor. Tu ești conștient că dincolo de revoluția pe care ești, pe care s-o declanșezi, că înțeleg că secția de procurori a CSM deja a solicitat analiză în toate parchetele, tu îți dai seama câți dușmani îți faci la afacerea asta? Nu că n-ai fi avut. Da, Victor. Cum să spun, întotdeauna în fața răului și în fața oamenilor răi trebuie să râzi. Știi? Nu să pleci capul. Nu am niciun dubiu că mi-am făcut foarte mulți dușmani deja. Au fost foarte multe intimidări, amenințări, denigrări. Nu am nici cea mai mică regret, nu am nici cea mai mică problemă că am declanșat această bătălie. Iar
Iar procedura, dacă vreți să te lămuresc, este o adăugire la plângerea penală pe care am depus-o inițial. Orice cetățean are dreptul să depună o plângere penală față de o persoană sau instituții, cum a fost în cazul acesta, și orice același cetățean are dreptul să poată să completeze acea plângere penală cu alte solicitări. Astăzi, în funcție de informațiile pe care, mă rog, le adună pe parcurs, astăzi am solicitat Procurorului General să dispună audieri. Asta o tărăște dânsul dacă o va face, față de parlamentarii de Olt. Da. Pentru că, și o să explic dacă vrei, de ce am făcut-o. Chiar vreau. Pentru că, din punctul nostru meu de vedere... Chiar vreau, Alex, da, chiar vreau. Acești parlamentari de Olt, pe care eu îi cunosc bine, pe mulți dintre ei îi cunosc bine, nu au cum să nu știe despre ce se întâmplă în acest județ. Este un județ de 500.000 de locuitori, cu 101 localități și cu niște sfere de influență împărțite așa, fiecare are moșia lui, ca să zic așa, fiecare are zona lui de influență. Dacă niște jurnaliști de la București vin în Caracal și află, stând aici două zile, despre clanul nu știu care, dar parlamentarii de Olt, care sunt reprezentanții cetățenilor, ei trebuie cu două zile pe săptămână, Victoriei trebuie să afle toate problemele din circunscripție și din județ. Nu-mi spune tu mie că acești parlamentari nu au nicio informație, nu știu nimic despre existența clanurilor, despre faptul că aceste firme de pază primesc încredințări directe de la tot felul de primării, de la tot felul de instituții și că ele nu întotdeauna funcționează legal și așa mai departe. Nu-mi spune tu mie că ei nu știu despre clanurile mafiote. Nu spune tu mie că ei care trăiesc aici și sunt de aici, unii au fost președinți de consilii județene, alții au fost primari de municipii, alții au fost primari de comune, alții și așa mai departe. Doar să mă creadă prost și crede-mă că asta este imposibil, pentru că poate să creadă că-s naiv, dar prost în niciun caz, că ei nu știu despre aceste lucruri. De aceea am solicitat domnului procuror general să le solicite declarații în acest sens, dar nu a fost doar atât. Asta a fost doar ceea ce s-a preluat mai mult. Eu l-am rugat și am cerut procurorului general în această plângere, e decizia procurorului general ce face cu ea, să solicite și toate informațiile pe care instituțiile care dețin aceste informații le au despre acești parlamentari, despre dacă ei sunt implicați sau nu, alături de clanurile astea interlope, da? De crimă organizată din Olt, și dacă nu cumva, unii dintre ei poate chiar sunt deasupra acestor clanuri. Da, aici vreau să te întreb dacă nu o forțezi un pic cam tare, în sensul în care tu pornești cumva de la o soi de prezumție de vinovăție. Pentru că, indiferent ce știe unul sau e altul, dacă n-ai niște indicii concrete, nu știu, cu oricare dintre parlamentarii ăia ar patrona, să spunem, clanurile interlope, așa să pui anatema asupra unui. Și eu știu multe mizerii pe care le-a făcut foarte multă lume din țara asta. Dar asta nu înseamnă că sunt șeful tuturor mizerabililor. Te întreb, dacă nu mergi prea departe, adică faptul că sunt parlamentari de Olt și că au ocupat și înainte niște dregătorii publice, îi obligă să știe ce fac ăia și eventual să-i și patroneze? Dar îi obligă să spună adevărul. Da, îi obligă să știe. Nu știu dacă să patroneze, dar să știe îi obligă. Pentru că acei oameni au condus sau sunt partea unei comunități mici. Dacă niște oameni simpli au acces la informații despre clanuri, acum pe bune, oamenii care trebuie să interacționeze cu toate instituțiile statului din acel județ în alea două zile că stau pe săptămână în județul ăla, oamenii ăștia care primesc audiențe, chiar așa să nu știe despre clanuri și despre dispariții de persoane, despre lucrurile de crimă organizată, eu nu i-am acuzat de nimic, Victor, îmi pare rău. Eu nu am spus că îi acuz, eu am solicitat audierea lor, poate oamenii au niște indicii. Cine știe, poate reiese de undeva, din declarațiile lor va reieși ce clanuri avem în județul Olt. Nu i-am acuzat. Ok, uite. Că altfel depuneam plângere penală să fie audiați în altă calitate. Ok, unul dintre parlamentarii de Olt, fost președinte al Consiliului Județean Olt, în prezent senator al partidului, Paul Stănescu, este printre primii politicieni, Alex, care vine cu replica la demersul tău de astăzi. Aș vrea să-l ascultăm pe domnul Stănescu și să comentăm. În ceea ce mă privește pe mine, deci și am proprietatea vorbelor pe care le spun,
Niciodată în viața mea n-am avut legătură sau eu știu să cunosc un membru sau un șef al unui, al unui grupări infracționale, al unui cal interlop. Deci niciodată n-am discutat cu asemenea oameni și efectiv nu-i cunosc. Știm cu toții că există și ceea ce vreau să vă asigur, un lucru la fel de important vreau să vi spun, că din toți cei care au fost aleși în 2016, cel puțin cât îi știu eu, indiferent de ce culoare, din ce partid politic fac parte, nu știu măcar un om politic să aibă o legătură cu o grupare infracțională sau cu un clan interlop. Să cunoaște, toată lumea bănuiește, n-avem informațiile necesare, dar eu vă dau un exemplu. Sigur că sunt oameni politici care pot fi acuzați în mod direct de legături cu asemenea grupări infracționale. V-aș da cel mai autentic exemplu. Tot în județul Olt, Răgănești de Olt, unde e clanul Bercea, e la 20 de kilometri de Caracal. Trebuie să ne aducem aminte că la o sărbătoare câmpănească într-o oră, Traian Băsescu era de mână cu Bercea Mondial, cu prima doamnă. Nu știu, ești mulțumit de răspunsul domnului Stănescu? Victor, dar trebuie să fiu eu mulțumit de răspuns. Eu mă bucur că au răspuns oamenii ăștia măcar public. Până la acest demers, până la această plângere, tu ai auzit vorbind despre ce se întâmplă în județul Olt, unde voi aveți echipe de stau cu săptămânile pe aici? I-ai auzit vorbind? Niciodată. Glăsuind ceva, i-ai auzit? Niciodată. Și nu era normal să o facă, nu era normal să o facă ca aleși ai poporului din județul Olt în Parlament? Ba, probabil că așa ar fi fost, așa ar fi sunat normalitatea și probabil că ar fi trebuit să facă și alte demersuri. Și atunci, dacă au informații, cum spunea domnul Stănescu, eu mă bucur că a reacționat domnul Stănescu și a spus, da, domnule, am auzit, știu de clanuri. Poate că între timp, până când va fi audiat, poate ne spune și niște lucruri concrete când vine la audier, nu? Mă gândesc. De exemplu, cum a spus de clanul Bercea. Poate cum știe de clanul Bercea și de ce a spus, că a spus corect ce a spus el acolo, dânsul acolo, mă scuzați. Da. Ce a spus dânsul acolo e corect. E, și a fost dovedit, nu? Avem înregistrările. Poate că și-aduce aminte și de un clan mai din sud de pe aici, mai din până Caracal, știi? Păi uite, spre exemplu... Nu se știe niciodată. Eu cred că dânsii informații au. Spre exemplu și parlamentarul liberal Gigel Știrbu, fost ministru al culturii, de altfel parlamentar de asemenea de județul Olt, a ieșit și a dat o declarație, da. Nu mai știu unde am citit-o, și a zis că să se ducă pesediștii la audier la procuratură, că ei au pus toate căpetenile instituțiilor publice care au lucrat cu mafia, deci să răspundă pesediștii, că liberalii sunt în opoziție. Iertați-mă, mai degrabă răspunsul lui Paul Stănescu, mă mulțumesc. Eu nu cred că ai văzut în plângerea mea. Poftim? În contextul ăsta, mai degrabă răspunsul lui Paul Stănescu. Iată, n-am auzit. Răspunsul lui Paul Stănescu, dacă mă întreb pe mine, și nu mă topesc după Paul Stănescu, pare mult mai decent decât al lui Gigel Știrbu. Să se ducă pesediștii. Eu nu fac politică între ei, Victor. Eu astăzi n-am depus solicitare pe numele unuia sau pe o culoare politică. Îmi pare rău. Eu am depus față de toți parlamentarii pentru că acești oameni interacționează cu toate instituțiile din județ. Ba, hai să spunem așa, când sunt unii îi numesc ei, când sunt alții îi numesc alții șefii instituțiilor. Și tu îmi spui mie că nu au informații despre clanuri mafiote? Deci, nu știu, poate, din punctul meu de vedere, nu există culoare politică în povestea asta. Trebuie să se ducă la parchet toți. Alex, poate ei nu le consideră clanuri mafiote, că bună oară, spre exemplu, eu am văzut o hotărâre de Consiliul Județean. Bună observația! Păi am văzut o hotărâre de Consiliul Județean, a publicat-o Sorina Matei, până care îi s-alocau 17 hectare domnului Oacă, în vederea instalării unor panouri fotovoltaice sau ceva de genul ăsta. Dar nu știu, poate domnul Stănescu, când era șef la CJ și pe hotărârea CJ-ului, n-au considerat că alocă unui clan interlop, ci unui om de afaceri respectabil. Încerc și eu să găsesc un răspuns procedural. Este genial. Iartă-mă, dar este genială explicația ta și cred că n-am auzit până acum o explicație mai pertinentă. Băi, Victor, știi ce? Eu până când să-mi spui tu asta, nu m-am gândit frățioare la chestia asta. Deci eu cred că unii dintre ei chiar nu-i consideră clanul mafiot. Păi te-ai gândit, păi stai un pic, tu crezi că Oacă atunci când s-a dus la Consiliul Județean să ceară 17 hectare, a scris subsemnatul Oacă, interlop de profesie, vă rog să-mi alocați 17 hectare să pun fotovoltaice? Omul a făcut ca investitor. A, nu, dar...
Auzi, da, 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 corect. Auzi, da, iartă-mă, da, dacă jurnaliștii tăi de aici, de, mă rog, ai România TV de la Caracal, în două zile aflară cine-i oacă, da. Cine-i oacă, consilierii, Consiliul Județean și președintele sau vicepreședintele, nu știau cine este oacă, nu? Păi nu știu, uite, spre exemplu, uite, văzui că și Codiță are contracte de 4 milioane de euro cu instituțiile statului. Ce crezi că el s-a dus la licitație în calitate de interlop, da, sau de administrator de prăvălie respectabilă? Care licitație? Că este încredințare directă, Victor. Deci pe partea de pază și protecție se face pe anexa 2B din ordonanța privind achizițiile publice. Adică dai cui vrea mușchiul tău. Păi, uite, mușchiul întreprinderilor de stat a considerat că domnul Codiță are capacitatea logistică să le apere sediile, nu? Că am văzut că sunt multe instituții publice care au considerat asta. Păi și atunci... Da. Păi și atunci nu este normal ca să ducă să spună ce știu fiecare dintre ei la parchet despre domnul Codiță, despre domnul Oacă, despre alții domnul Vacă și domnul Rico, să mergem până la cap. Ăsta. Vreau să adâncim povestea, că înțeleg că mai există. Cine? Da, deci da, pe lângă Oacă și domnul Rico. Da, pe lângă Oacă și Codiță, am înțeles că mai sunt și Vacă și cu Rico. Adică n-aș vrea să ne dreptățesc pe nimeni la împărțeala asta. Da, scuză-mă, da. Sunt mai multe, da. Iartă-mă, dar când s-au bătut ăștia, că am dat eu imagine la televizor, când s-au bătut ai lui Codiță cu ai lui Cimino la discoteca din Caracal, eu n-am auzit niciun parlamentar de Olt, apropo de demersul tău de astăzi, să se declare terifiat ce se întâmplă în mijlocul județului lor. Păi, stai puțin, Victor, dar tu nu înțelegi că te contrazici singur? Dar eu nu mă contrazic, încerc să găsesc niște răspunsuri la niște întrebări care mă macină. Nu! Stai puțin! Stai să-ți explic de ce te contrazici. De ce? Păi dacă tu ai spus și ai dreptate... Păi uite, te explic. Dacă tu ai spus și ai dreptate și am avut și o revelație când ai spus asta și așa este, că ei nu-i consideră interlopi, pe aia care se taie cu săbile, pe aia care se împușcă, pe aia care... Tu nu înțelegi că eu trebuie să, ca să reacționezi, trebuie să gândești în altă logică, în sensul ăla, nu? Da, dar te-ai gândit că, nu știu, poate ei și-au închipuit că la discoteca din Caracal, la momentul respectiv, s-au bătut două firme respectabile care s-au luat de la principii. Bun, că și-au dat cu săbile în cap, cu mesele, au trecut cu mașinile unii peste alții, dar de la principii, cred că, de business. Da, sunt absolut convins că de la principii și, repet, eu recunosc că la această variantă nu m-am gândit până azi, dar o să o iau foarte în serios atunci când demersurile mele vor merge către alte județe, unde deja le cam tremură, era să zic ce, le tremură la șefii de inspectorate și la alte, la procurori și la alții, unde vom afla, Victor, cred că lucruri mult mai grave sau la fel de grave ca aici, unde băieții ăștia din politică, primari, deputați, senatori, domne, nu toți, nu generalizează nimeni. Stau la masă cu ăștia, împart banii, dar ei nu consideră că sunt în vreo complicitate, pentru că nu-i consideră interlopi. Alex, te rog să rămâi un pic alături de noi, pentru că în timp ce voi așteptați, nu știu, sunteți două familii care așteaptă, familia ta și familia Luizei, astăzi au intrat anchetatorii în forță și, să vezi surpriză, au găsit indicii pentru a treia crimă. Nu știu dacă s-a lămurit cu celelalte 20 din ce îmi spui tu, e departe de lămurire, însă apar indiciile unei a treia crime. Hai să vedem despre ce e vorba și comentăm împreună. Costin Soare, aflat la fața locului, ne dă ultimele amănunte din anchetă. Bună seara, Costin! Bună seara, Victor, bun găsit, doamnelor și domnilor. În urmă cu aproximativ 2 ore s-a încheiat și ședința anchetatorilor după o nouă zi de audieri aici la sediul poliției din Caracal, dar și de percheziții acasă la Gheorghe Dincă și cercetări la fața locului în Liziera, unde ieri a fost găsit sacul cu cenușă. Informația zilei a venit spre seară, când procurorii DICO ne-au confirmat că în acel sac cu cenușă au fost găsiți și dinți, dar nu orice fel de dinți, ci unii care nu arsese.
nici măcar nu vrem să ne gândim cum puteau ajunge acei dinți acolo, Victor, pentru că nu erau unii carbonizați. Anchetatorii iau în calcul să nu aparțină aceleiași persoane. Vorbim așadar despre o altă ipoteză, o altă posibilă crimă și încercăm să facem legătura cu ceea ce s-a întâmplat în cazul bunicului Luizei. Acesta a primit un apel telefonic de la Gheorghe Dincă și era informat că fata este bine și că urma să plece în Elveția, doar că nu i s-a adresat cu numele Luiza, ci Mihaela. Așadar, ar putea fi o a treia victimă, Victor. Toate aceste date le vom clarifica după ce experții de la Institutul de Medicină Legală din București vor face expertiza antropologică, dar și expertiza ADN. Pe de altă parte, astăzi, acolo, la Lizier, a ajuns și o mașină cu câinii care trebuie să identifice urme de cadavre. Timp de 2 ore au verificat acea zonă pe câteva zeci de metri pătrați și au mai plecat anchetatorii din acea zonă cu mai multe plicuri cu probe. Toate acestea vor ajunge tot la IML pentru a clarifica situația. Vă reamintesc faptul că în ultimele zile anchetatorii au mers foarte mult pe cazul Luizei și vor să dovedească dacă ea a fost sau nu în casa lui Gheorghe Dincă. Sunt cercetări în desfășurare, iar DIICOT mai are mandat de percheziție pentru încă 5 zile aici la Caracal, timp suficient să desfacă și acele gropi astupate cu beton ca să constate dacă, așa cum au suspiciuni, sunt probe noi sau nu. Și ar mai fi o informație, Victor, în acel laptop ridicat de anchetatori sunt suspiciuni că s-ar afla și filme cu minori. Așadar, ar putea apărea o nouă acuzație de pornografie infantilă. Mulțumesc mult, Costi. Alex, între timp au ajuns la a treia suspiciune de crimă. Întrebarea mea este dacă în cazul vostru, concret al Alexandrei, ați mai primit ceva oficial de la autoritățile anchetatoare? Nu, Victor. Nu s-a primit absolut nimic de către familie, de la nimeni. Adică nici nu... Doar acel anunț cu privire la ADN și atât. Deci asta pentru a fost... Nu văd ce ar fi putut să ne mai spună în plus. Bun, voi ați primit anunțul, înțeleg, prima dată a sunat doamna Bircea, al continui să nu pricep în ce calitate, dar sunt prea mic pentru măreția dreptului. V-a sunat și cineva de la DIICOT ulterior, care e totuși întreprinderea care se ocupă de ancheta asta și care are treabă cu penalul? Sau comunicatul ăla de presă a fost... Nu, n-a sunat nimeni de la DIICOT, ba din potrivă, noi am solicitat permanent ca să fie cineva desemnat din partea DIICOT, ca să țină legătura cu familia, pentru că, din punctul meu de vedere, concentrarea exclusivă sau mare majoritate a anchetatorilor pe infracțiunile astea de omor și pe hai să probăm mortul, să-i dăm drumul repede, să-l trimitem în judecată, să nu mai stăm noi să mai căutăm care complici, care protejați, care clanuri, mie mi se pare că nu e tocmai cea mai potrivită abordare. Dar hai să zicem că deocamdată se le dă bună credință pentru că sunt niște anchetatori noi. Știi? Senzaționalul prinde și cred că asta, ok, bun, chestiunile pe surse legate de omor sunt ceva ce prinde foarte mult. Dar eu cred că în paralel, fiind vorba de crimă organizată și de o direcție care este pentru asta creată, ar trebui ca niște anchetatori de la DIICOT să meargă și pe pistele alea cu Aradul, de exemplu, cu alte surse pe care noi le-am dat, cu alte piste pe care noi le-am dat, legate de legăturile acestui cetățean oribil al Caracalului, Dincă monstrul, cu diverse alte clanuri sau cu alte rețele. Eu nu prea văd unde e crima organizată aici, adică aștept și eu să-și facă treaba pe partea aia de crimă organizată și nu doar pe partea de crimă. Ok, te rog să mai rămâi un pic alături de noi. Domnul Cazanciu, și nu mă întreb politic, nu vă întreb, stai ca procuror vă întreb, povestea asta ca să ajungă totuși la crimă organizată și terorism, că așa asta înseamnă DIICOT-ul, nu? Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism. Unde sunt atât criminalitatea organizată cât și sau terorismul în povestea asta? Au indicii că, exact cum spune Alex, omul ăsta ar fi parte a unei rețele, a unei povești, că așa dacă e un criminal de unul singur, e rămarul doi, reloaded, mă rog, cu alte metode și cu alte pasiuni.
Sigur, în afară de ce spune Alex Cumpănașu, noi nu avem decât informații din spațiu public, din pe care a fost o singură comunicare oficială a DICOT-ului, deși ar fi trebuit să fie cel puțin zilnic câte o comunicare în care să spună avem sau nu avem niciun fel de element de noutate, dar din punctul ăsta de vedere e clar o greșeală. Alex Cumpănașu la final a pus punctul pe i cumva, deși șeful DICOT-ului în acea ieșire publică a spus că problema competenței este clară, adică el la DICOT este crimă organizată acolo, nu este doar o simplă crimă. Deși o primă suspiciune, dacă vreți, legată de competența DICOT-ului, a fost dată chiar de declarația președintelui României din prima seară, în care a cerut, printre altele, modificarea competenței DICOT-ului, pentru ca DICOT-ul să poată ancheta și crime, ceea ce este destul de, să spunem, neobișnuit ca președintele să ceară modificarea competenței pe o chestiune extrem de specializată, ca și cum ar fi avut ceva informații din dosar, care DICOT trebuie să țină această cauză cu orice preț acolo. Atâta timp cât această chestiune a competenței nu este clarificată, evident că suspiciuni de rețea de crimă organizată sunt întreținute de această lipsă de decizie. Da. N-am văzut până acum în spațiul public niciun element, dar niciun element, din care să rezulte chestiuni de crimă organizată. Te rog, Alex, poți să intri în dialog, dincolo de delay-ul de sunet, te rog, poți să intri în dialog. Vorbesc de elemente dincolo de orice îndoială, nu de suspiciuni rezonabile. Nu, dar stai un pic, că vorbim pe rând, cine înțelege separat. Vă puteți purta un dialog. Da, vreau doar atât să spun și îmi cer scuze că l-am întrerupt pe domnul Kazanciuk. DICOT-ul și orice procuror nu lucrează doar cu probe. El pornește dosarul de la suspiciuni rezonabile, că așa scrie și în codul penal. Noi, în speță eu, numai eu, le-am dat celor de la DICOT cel puțin 20 de indicii care aveau legătură cu acest caz, cu acest monstru și cu posibile rețele de crimă organizată. Domnule Kazanciuk, trist nu este că nu aveau competență. Competență au, pentru că indicii rezonabile au avut. Problema este că nu le-au verificat. Ce mă uluiește pe mine este că nu toate aceste piste, unele dintre ele extrem de clare, nu au fost nici măcar verificate, cum este cea de la Arad, de exemplu. Nu s-a deplasat nimeni să vadă, domne, e adevărat ce spune omul ăla de afaceri despre fata lui, că a plasat fete sau că era rugat să plaseze fete la italieni? Este adevărat că numărul de telefon de pe care s-a sunat al posibilului complice din data de după, de vineri, când a fost deja reținut acest individ, eu l-am găsit pe internet și l-am dat mai departe, pe internet, oameni buni, l-am găsit și am dat mai departe ca să verifice și nu s-a dus nimeni până în ziua de azi, până la Turceni, deci nu în metropola New York, da? Până la Turceni să verifice dacă omul ăla care a pus anunțul și care a dat telefon la mama fetei are sau nu vreo legătură cu cazul. Câte piste vreți, domnul Kazanciuk, să vă mai spun, sau indicii rezonabile? Problema mea este că au, dar că n-au făcut verificări. Domnul Cumpănașu, eu spuneam că am judecat, am încercat să înțeleg din informația din spațiul public, nu din ceea ce dumneavoastră a spus la dispoziție anchetatorul și au verificat sau nu au verificat. E clar că este primul caz de asemenea complexitate la DICOT. Pornim de la ideea că are competență DICOT-ul, că acolo nu e doar un psihopat, un criminal, ci o rețea din care face parte acest individ. Lucrurile astea trebuie clarificate de îndată, asumat în spațiu public foarte clar, spus, domnule, e un criminal, dar nu e un criminal care e de capul lui așa prin caracal, ci pur și simplu face parte dintr-o rețea. Vă dăm două, trei elemente ca să înțelegeți că nu este un caz simplu, un caz complex, dar aceea dosarul este la noi. Altfel ar fi trebuit să meargă la parchetul general, unde de bine de rău sunt niște specialiști în omoruri care au foarte multă experiență acolo și care pot să încheieze destul de clar un asemenea caz. Faptul că acest dincă se cunoaște cu unul sau cu altul nu înseamnă din prima, din start, că este într-o rețea. Poate să fie în continuare doar un psihopat care a acționat din diverse impulsuri în anumite momente. Chestiunea cu rețeaua trebuie clarificată extrem de rapid, pentru că altfel suspiciunile duc în zone în care în mod normal n-au ce să caute. Plângeri penale la parchetul general și alte asemenea demersuri din partea familiei cumva justificate ca să clarifice anumite lucruri. Da, păi nu, eu v-am spus că sunt de acord cu dumneavoastră cu observația, domnule Kazanciuk, că din punctul meu de vedere, DICOT-ul
își începe dosarele ca orice alt procuror, pe indicii rezonabile, nu pe probe. E, indiciile rezonabile le au. Și dacă va fi nevoie, le voi face și eu public. Dar eu cred că trebuie să-și facă treaba. Eu nu înțeleg de ce Dumnezeu nu se concentrează pe ele. Da, nu știu, asta e o întrebare la care ar trebui să ne răspundă ei. Dincolo de orice indicii rezonabile. Ok, domnul Acerva, dumneavoastră aveți vreo suspiciune cu privire la modul în care să instrumentează, să spunem, această anchetă penală? De ce Dicot și nu altcineva? De ce în modul ăsta de acțiune și nu altfel? A, nu, pe competență eu cred că este competent Dicot, pentru că ei au început urmărirea penală și au făcut propunerea de arestare preventivă. Adică au mers în fața judecătorului cu propunerea de arestare preventivă, considerând și odată ce s-a luat măsura, deci un judecător a constatat că există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că este vorba de infracțiunea de trafic de minori. Deci pe asta s-a început urmărirea penală. Traficul de minori poate fi făcut individual de un psihopat sau poate fi făcut de o rețea, un grup organizat și atunci, într-adevăr, dar mă rog... Poate fi făcut individual. Ultima pasiune este să discut competența Dicotului sau nu. Deci poate fi făcut individual pentru că este vorba de transportarea unui minor, cazarea unui minor în scopuri de a fi exploatat sexual. Deci avem aici indicii că ar fi săvârșit această infracțiune, deci este competența DICOT-ului. Așa. Problema se pune în felul următor, că acum ei sunt într-o contradicție și dacă am suspiciune, am suspiciuni cu privire la desfășurarea anchetei în întregime. Pentru că ce am observat eu este ceva foarte grav și, din punctul meu de vedere, dureros pentru familie, pentru că asistăm la o anchetă care merge strict pe pașii pe care îi vrea inculpatul. Deci el duce ancheta acolo unde vrea el. Dar dacă anchetatorul e și ret și îl lasă pe inculpat să-l ducă astfel încât să scoate, Nu, pentru că odată ce tu începi urmărirea penală pe trafic de minori și pe viol și te trezești dintr-o dată că ai, vai ce super inculpat care vine și recunoaște brusc două crime. Păi, cred că nu s-au mai trezit procurorii cu astfel de cazuri, ăștia sunt procurorii cei mai fericiți, adică să-l cercetezi pe pentru viol, să vină să-ți recunoască două crime, fără ca tu să faci nimic, wow. Adică dar poate e un inculpat de treabă, care să căiește la bătrânță. Victor, nu am văzut până acum nimic concret din partea autorităților, că e la nivel de DICOT central, că au venit specialiști de la București, ce au făcut specialiștii de la București? Spre exemplu... Nu fac nimic, au mers strict pe drumul pe care l-a făcut acest criminal. Dar sunteți convinsă că se ocupă doar de, hai să spun, trase sau că să învârți doar pe traseul trasat de criminal? Poate să învârți și în paralel. Eu îți spun și de unde mi-am pus eu un mare semn de întrebare a fost de la mandatul de percheziție, primul mandat de percheziție. Au luat mandat de percheziție pe 3 zile. Da. După cele 3 zile n-au cerut alt mandat de percheziție, au luat totul și au mutat totul la București cu alte motive, că vai, la primul mandat de percheziție n-au găsit nici sânge, nici laptop, nici aparat foto. Încă o dată, ca să vezi că de aici a plecat neprofesionalismul. Ei cercetau infracțiunea de viol. Aveau mandat pe 3 zile. La infracțiunea de viol, să nu te duci să ridici probe din casa suspectului. Asta o zic că miroase urât. Păi da, dar ei s-au dus, adică pe infracțiune de viol, tu te duci direct într-o sobă, dar așa, fără să spună nimeni, direct într-o sobă, iei niște oase, niște cenușe și zici, hopa, uite, apropo, de ce spunea doamna Cerva, Nils, aș vrea să intervii și tu. Și să discutăm, dacă mă auzi, ca doi oameni raționali cu liniuță de la capăt, pe o singură secvență. Apare în weekendul ăla, la altul, doamna Hosu, prima adjunctă al DICOT la televizor, în fața Cășii și ne anunță că s-au găsit urme ale trecerii fetelor, cel puțin al Alexandrei, pe acolo și că e clar că fetele au murit acolo, într-un mod sau în altul. Se întoarce domn Bănilă din concediu și ne anunță oficial că DICOT nu are nicio probă concretă potrivit căreia fetele au fost prăjite acolo. După ce ne lămurește domnul Bănilă că n-au nicio probă concretă, se trezește doamna Birceal și sună familia să prezinte condoleanțe că au din nou probe concrete și le-a aflat dânsa de la IML. După care iese același DICOT, condus tot de Bădilă și de doamna Hosu și ne dă un comunicat de presă în care confirmă spusele doamnei ministru, că dar nu era să o infirme. Și te întreb, Nils, asta e o instituție de oameni serioși? Că până acum am încercat să mă abțin. Asta e instituție care, ca să zic așa, seamănă mai cu toate instituțiile noastre.
o instituție făcută pe puncte. Adică, ce se întâmplă? Culmea este că aici e o contradicție în idei și în fapte. Și am să-ți explic de ce. Pe de o parte, o bună parte dintre criminaliștii de la DIICOT sunt oameni care au fost antrenați de cele mai bune servicii din lume. De FBI, de serviciul anticrimă din Germania, adică oameni care chiar au școală, știu ce fac. Problema este pe undeva la conducere, acolo avem probleme. Pentru că dacă e să compar ceea ce se întâmplă în momentul de față în DIICOT, în acest caz, și ceea ce se întâmplă, știu eu, uite, chiar acum în Statele Unite, în Ohio. Da? Sau în Texas. Amândouă. Da. Ai să vezi modalitatea în care funcționează. Există o persoană desemnată care apare din 4 în 4 ore, din 3 în 3 ore, în fața jurnaliștilor și mai zice și am făcut, și am trăit, și am găsit, și n-am găsit, și am nu. Și există o coerență a mesajului. La noi, fiecare are de zis ceva. Acum eu nu prea înțeleg, în primul rând, de ce fiecare are de zis ceva și de ce fiecare trebuie neapărat să... Poate ne lămurim împreună, țineți ideea, luăm o foarte scurtă pauză și aflăm răspunsul împreună, nu știu, poate ne lămurește Alex Cumpănașu, dar hai să luăm pauza acea scurtă. Poliția să taie poscheți în pădure? He, doamnelor, domnilor, fiindcă se vorbea despre, hai să spunem, polițistul care a căpătat încrederea suspectului principal de crimă și l-a convins să devină din necooperant total cooperant, colega mea Ioana Cârstea este împreună cu noi și are povestea poveștii. Te ascult, Ioana, bună seara! Bun găsit tuturor! Momentul în care Gheorghe Dincă și-a mărturisit crimele este un moment destul de contestat și asta pentru că acea mărturisire a avut loc după o discuție pe care acesta a purtat-o cu un polițist de la IPJ Olt. Acesta nu făcea parte din ancheta de aici, de la Casa Groazei, a descins cei drept în ziua de vineri când au fost descoperite crimele, însă a fost chemat de Gheorghe Dincă. Sâmbătă și duminica în ziua de Marelui Adevăr, acesta, polițist, a discutat mai bine de o oră cu Gheorghe Dincă. A cerut să rămână doar singur cu el, să nu fie nici avocații de față, dar nici procurorii. După o oră de discuții cu acest polițist, Gheorghe Dincă a mărturisit că le-a ucis pe Luiza și pe Alexandra. Nu se știe ce implicare a avut acest polițist, cum a putut să-l convingă pe Gheorghe Dincă să facă astfel de declarații, după ce știm foarte bine că două zile nu a vrut să recunoască acest lucru. A susținut atunci că nu le cunoaște nici pe Alexandra, nici pe Luiza și nici măcar că le-a luat cu mașina asta, deși se vedeau pe ei imagine de pe camerele supraveghere. Acest polițist susține cei din Poliția Română că avea dreptul să fie aici, iar mai mult decât atât, că procurorul de caz care se ocupa de cazul Groazei de aici, de la Caracal, i-a dat această permisiune. Mulțumesc mult, Ioana. N-aș vrea să duc discuția în derizoriu și nici să mă încerc cu Biserica Ortodoxă, dar cred că nici Părintele Ciprian, nici starețul de la Mănăstirea Oașa nu scoteau așa de repede de la Gigi Becali mărturisirea păcatului. S-a dus ofițerul, l-a combinat un ceas pe ăla și după două zile de ce a fost catâr, a început să mărturisească și crimele pe care probabil nu le-a făcut. Și infracțiuni de care nu era acuzat. Ție nu ți se pare suspectă povestea asta, Alex? Nu știu, oricât de dibace ar fi ofițerul ăla. Ba da, Victor, eu am spus-o din prima secundă, de când am aflat despre lucrul ăsta, și cred că suntem îndreptățiți când îi aud pe unii spun, domnule, acuzați instituții, nu oameni buni, acuzăm oameni din instituțiile alea de ceea ce au făcut sau nu au făcut, pentru că așa cum domnul Cazanciuc știe, o infracțiune nu constă doar în a face sau a da ceva, sau constă a nu, și face. A nu face ceva, da. În a nu face ceva. În cazul ăsta, ce căuta individul ăla acolo? Înțeleg că e un polițist de la București, da?
ce căuta fără să aibă mijloace de probațiune cu el, adică să-l înregistreze măcar cu telefonul, să avem dovada că acolo n-a avut loc o complicitate, că nu-i s-au transmis, că nu-i s-au transmis niște ordine sau niște sarcini sau că nu-i s-au transmis niște informații pe care el după aceea să le pună în practică, cum se întâmplă acum cu plimbatul anchetei și să-l acopere urmele unora. Și ce a căutat să discute fără avocat și fără să fie niciun martor din partea parchetului, de exemplu, din partea DICOT-ului. Deci aceste suspiciuni pe care e firesc să le avem, nu pot fi spulberate de nimeni. Poate să vină mâine și mama lui Ștefan cel Mare. În acest moment familiile e firesc să aibă, nu că să aibă suspiciuni, să se îndoiască foarte mult de orice se întâmplă în ancheta asta. Nu este normal așa ceva, nu este uzual așa ceva, este uzual să aduci un psiholog sau nu știu, un foarte bun criminalist care să crezi tu că are niște cunoștințe și niște abilități extraordinare, că a lucrat în multe cazuri de omor, dar îl pui pe omul ăla și pe criminal sub supraveghere. Adică știi tot timpul ce au vorbit cei doi. Cât timp noi nu știm, sau cel puțin eu nu știu ce au vorbit cei doi, nu am niciun fel de încredere că dincă ăsta a recunoscut după aia crimele pentru că l-a fermecat, i-a făcut vrăji, nu știu ce i-a făcut. I-a făcut ceva, dar l-a făcut să recunoască. Îți mulțumesc mult, Alex, că ai fost alături de noi în această seară. Domnul, luăm o foarte scurtă pauză, după care vom reveni cu dezvăluirile spectaculoase ale avocatului mamei Luizei, ale familiei Luizei și chiar cu mama Luizei, care astăzi a fost audiată, domnilor. Și, domnilor, avem și primele rezultate ale